știai că europarlamentarul USR Vlad Botoș este de acord cu faptul că bărbații pot naște? La ordinul lui Dacian Cioloș, Vlad Botoș a votat raportul MATIC, un raport considerat toxic de majoritatea oamenilor, care, pe lângă multe alte aberații pe care acesta le conține, raportul susține că și bărbații pot să nască copii.